Acum stau de vorbă cu un crescător de valoare din Dițești, de aici, Prahova. Cum vă numiți? Comănescu Ciprian. Comănescu Ciprian, da? Vă salut, domn Ciprian, ce faceți? Salut. Vă că ați venit și cu Cosmină după dumneavoastră, nu? E un tricou care mi l-a făcut soția cadou. Da? Un porumbel e asta, al meu. Să-l filmez puțin. Asta a fost un campion de-al noastră, nu? Nu campion, da, pentru mine a fost un campion. A fost un campion, asta contează. Pentru crescătoria mea a fost un campion. Cum i-a spus numele? Cosmină, nu? Cosmină, că se trage în linia lui domnul Cosmin Olteanu. Frumos, frumos, frumos. Dați-ne câteva detalii, din ce an era masculul? 2012 e masculul. Mai trăiește acum? Da, trăiește. Are 10 ani? Oară cont la concursul porumbelii mei. Da, nu-l mai angajat la concursuri. Nu-l mai angajat în 3 ani. Păi nu, mai când doar să ai vrut. Am băgat nici la masculul. Mai reproduce, reproduce, nu? Am acum un negru, sunt soară, am băgat multe lucruri. Da. Reproduce, nu e problemă. Cum a mers anul ăsta din punct de vedere sportiv? A zburat porumbelii? Da, a zburat. Și? A mers ceva? S-a și pierdut? Schimbare de rută, nu? Din. Și eu după oameni care sunt mai în Pluton acolo, nu? Sunt și eu mai mei chiar să mă dau bine. Sunt și eu, bine, am porumbel la maraton cu normă. Bravo! Asta e. Da, da, nu contează. Bine, nici probabil nici n-am vestit să stați de aia așa trecut, cum. Trecut am avut la normă și la așa am avut, dar nu sunt mare mecher. Sunt și eu cam. E o mare plăcere asta, nu? Cu porumbei, nu? Da. Creșteți mulți porumbei? În jur de 60 am. Cu tot, nu? Matcă, zburător, pui. Bravo. Familia ce zice? E alături de dumneavoastră? Vă susține doamna? Sau nu prea? Așa, așa, așa. Nu prea, a? Cadou tricoul ăsta, dar nu prea. Dacă da? Zic eu să ducă să dea mâncare, nu-i dă, dar vrem. Nu, a? Dacă plecați un antrenament, ceva le dă drumul, să le pună o apă, ceva, dacă e nevoie? Da, da, dacă îi zic eu, du-te și pune apă, nu e o problemă. Dar în rest ce, nu prea-i convine, că stați mult la porumbei, probabil, nu? Petreceți mult la ei? La 3. Păi da, da, de la 3 până în seara, în loc să stați în casă cu doamna... Mai mult maică-mea. Maică-mea. Vă ajută, nu? Mă ajută maică-mea să duce să porumbei, le dă ține pâinea, le dă să băia. Serios? La 80 de ani, maică-mea mai... mă susține maică-mea mai mult ca... Bine, dar sunteți băiatul direct, să zic așa. Dincolo... Aie... De când creșteți porumbei? De mulți ani? Copil mic. De copil, nu? De copil. Bravo, mulți. Da, nu am fost așa să fac. Mari performanțe, da, îi țineți... Am avut și... Beam cupe la viteză cu cea junior, în 2012. Da? La crescător locul 1, la viteză locul 1, am de noi. Mă bucur să știți când. Nu să fiu așa. Da, da, da. Mai... O activitate socială, așa, da. Cu ce numeric începeți primăvara? La maturi. Ceva de maturi. Zburați văduvie sau natural? Nu, natural. Natural. Natural, că n-am timp de văduvie, serviciu. Da. Îi lăsați acolo să-și urmeze ciclul lor natural, nu? Să scoată pui, să... Care femeie se apropie de oameni obăgați și așa mai departe. Mai motive și eu cum știu, după așa, nu sunt eu banii, sunt mai mult, șmecherii. Da. Nu șmecheri, mai pasionați, mai investesc mai mult în porumbei. Asta e. Super. Am fost în primăvară, acum am fost la Adrian Toma acolo în zonă. Dacă știam, veneam și cu la noastră. Dar cine știe, poate la următoarea vizită... Da? Filmăm porumbei. Mă bucur că asta de vorbă. Și vă felicit pentru pasiune. Multă sănătate. Toate cele bune. Sănătate multă, numai bine.